Uite cât e de înfricoșător aici! Merge să vii să recrezi această experiență, că nu e întotdeauna. Vă gândeați că e aglomerat la festivalul ăsta? Nu e deloc, ia uitați. Ne strică toate astea, de aia se aglomerează. Înțeleg, dar eu pierd copiii, lasă-mă să mă duc. Ca să plece insula, e incredibil, de la prea mulți oameni. Asta nu mai e Halloween, nu e glumă. Mă scuzați, copiii mei au luat-o pe acolo. Tu în ce te-ai costumat? O sistem aici. Dar să nu vă uitați aici, că așa rămâne. Wow. Te aștept pe Viața cu Verdini. Doamne, YouTube, Viața cu Verdini. Cum simți liber să te bucuri de ce-ți oferă viața? Îți place, place, îți place. Viața cu Verdini. Dar oare unde merg toți acești oameni înfricoșători? Uitați și, aici! Și vai de mine! Ce se întâmplă aici? Stai, mami. Ce se întâmplă? Cine este această vrăjitoare înfricoșătoare? Doamne! Nu pot să cred, și un dovleac! Cred că trebuie să-i schimbăm bandanele dovleacului! Porpe mătură! Ia uitați-vă și la mine, în ce m-am transformat? În? În ce? Vedeți că am aici? Perlă! Și cu minunații, ia uitați, în și cu minunații. Perlă! Ia uitați. Yeah! Ia uitați, s-a transformat, transformat în zona florilor. Dar zona florilor nu e înfricoșătoare. Haideți odată, haideți mai repede, că ne așteaptă toți zombii, toți monștrii. Păi schimbă-i pantalonii lui Felix. Toate fantomele. Haideți să vedem drumul până la festival, acolo unde o să ne întâlnim cu toți zombii, cu toți vampirii, cu toți dovlecii, cu toți dovlecii. Și cu toți ce? Toți dovlecii. Angelii. Bine. Și fantomele. Nu se poate așa ceva, să nu mai prindem noi bilete, să nu mai putem intra la festivalul ăsta cu Halloween. Așa ceva e imposibil. Haide, Felix! Haide! Ia uitați cu cine ne-am întâlnit aici! Cu cine ne-am întâlnit aici? O recunoști? Nu pot să cred, e Harry Potterița! Vai de mine! Copilașilor, știți ce idee am eu? Mă gândeam să mergem și să căutăm cele mai înfricoșătoare personaje, vreți? Ue. Ce ue? Este problema? De ce nu se mai vin bilete? Nu mai merge sistemul. Au zis că e posibil să plece insula. Dar poți să se mai intre? De la prea mulți oameni. Glumești? Ce este? Așa nu zis. Nu se mai vin bilete. Păi, mai intru. Posibil să plece insula de la prea mulți oameni. Și am zis, ce tare e! Cum adică să plece insula de la prea mulți oameni? Da, nu se mai vând bilete aici pe insula de la lacul Morii, pentru că este posibil să se rupă insula, să plece insula. E incredibil, de la prea mulți oameni. Așa ceva? No. Uite cât e de înfricoșător aici. Salut. Te aștept pe Viața cu Verdini. Doamne, YouTube, Viața cu Verdini. Mama, Valugia. Ia uitați-vă aici! Mamă! Are bețe! Ce are? Ăsta a venit direct de la Belu! De la cimitirul Belu! Bună! Bună! Cineva care ne cunoaște! Da, spune bună! Bună! Faci? Spune ce melodie asculti de la minunații! Până și eu facem o poză? Da, da, sigur, 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 facem poză. Da, ia-mi și mie ochelarii. Ridică de râzi. Asta e, super. Tu în ce te-ai costumat? În Wednesday. În Wednesday, bună. Ia uite. Aha. Vino și tu, Felix, vino și tu, Ava. Hai, Ava. Când fac eu poză, vii și tu, da? Bună, bună. Ce faceți? Râși, nu? Când erați acolo și ați stat pe la mintea acolo. Tati, m-ai speriat! M-am speriat!
speriat. Mama, ai speriat. Nu m-am speriat. Tu nu te-ai speriat? Halloween. Dacă ați fost la piața de flori și n-ați mai găsit garoafe, motivul este pentru că au venit toate aici. Ia uitați. Da, așa da. Du-te și tu la poză. Hai, uite de aici. Du-te și tu la poză. Hai, unu, doi, trei. Să-mi ascund părul meu. Ați fost la spectacolele noastre, la Palatul Copiilor? Da, la Slobozia. La Slobozia. Da, știm toate melodiile. Super, la Slobozia. A fost de mult. Avem două spectacole noi, asta de Crăciun este numai cu melodii de Crăciun, cu personaje noi și avem și unul cu DJ Bumba și Bumbița despre Planeta Albastră. Le-am ascultat. Vă gândeați că e aglomerat la festivalul ăsta? Nu e deloc, ia uitați. Și Mourinho nu a făcut mare Ops. Asta nu mai e Halloween, nu e glumă. Nu s-au costumat în pompieri, chiar sunt pompierii. Deci iubitele nu mă fac brunete niciodată. Nu, par foarte serioasă. Da, nu e o idee bună. Mamă, cât praf este aici. Cât praf. Praful face parte din decorul de Halloween. Am înțeles că sunt foarte mulți dovleci și cred că ar putea copilașii să... Să sculpteze în dovleci? Sculpteze, nu da. Cred că mai există la ora asta dovleci disponibili. Da, este rău, 10 o zonă de, doar de copii, unde sunt ateliere. Mergem direct acolo. Acolo da? Mergem, da, hai. Ce frumos v-ați costumat! Salut! Îți stă genial, genial îți stă, bravo! Îți stă super, bună! Ce hai, faceți? Voi știți că ea este la floare de colț? Abia ați venit sau acum plecați? Plecați? Da, da. Ce a fost frumos? Începe bubuiala asta da. Și da. Nu prea... E un pic praf. Și nu era mai devreme bubuiala? E un pic praf, dar da. Rest e ok. Da, deranjantă bubuiala asta. Dar cum se întâmplă lucrurile astea? Mie nu vine să cred. Sunt cu prietenul meu, Cristi. Pe bune. Dacă am copilărit împreună. Bă, ce tare! Ce mică e lumea. Suntem colegi de grădiniță, copii. Ce mică e lumea, nu vine să cred. Vecini cu prieteni, cu vecini. Hai. Wow! Hai că trebuie că suntem la un stand aici. Hai! Wow! Ai greșit, Mirabel! A câștigat Ava! Hai de mine! Împreună, pentru că în momentele următoare... Seamănă cu mine, eh? Un pic? Tu erai, de fapt, întotdeauna, în tot timpul ăsta, am crezut că ești altcineva. Când, de fapt, da? Erai tot tu. Exact. Stau la mine ca să pot să colorez. Haideți acolo în fața scenei să vedem zombii. Ia uitați. Speriați-mă. Mamă, ce m-am speriat. Întrebați-mă ce e asta. Nu știu. Cât mister. Sunt tare curios dacă recunoaște cine intră acum pe ring. Este cineva cu care nu trebuie să te pui. Dă-le tu microfonul că de ei nu mă apropii. Și suntem gata de petrecere, dar nu te speria, sub
costume suntem la fel de proaspete și pline de vitamine. Tina care a vrut să fie mai exotică, dar... This whole goes from the man with the hip hop that y'all gon' start for. Another respect is all my silhouette. Su califata placa la prisa. Saliendo de la barra o saliendo de misa. Put em down, no frown, déjame la sonrisa. No beef in the party, but I'm killing the pista. Trago poder, aquí me lo rifa. Asta a fost cel mai interesant stand de până acum. Foarte tare, mi s-a părut impresionant ce face omul ăsta aici. Ei, bună, ai un costum impresionant. Mulțumesc, sufle, mulțumesc. Cum ți s-a părut aici la festival? Destul de interesant, foarte palpitant și merge să vii, să recrezi această experiență, că nu e întotdeauna. Da, dar să nu vă uitați aici, că așa rămâneți. Mamă, nu vă uitați. E hipnotizantă privirea asta, nu? Păi da, mulțumesc. Vreau să vă zic că eu aș fi bun de om de știri, așa, să merg reporter pe stradă, să fac din astea. Ei, și cum e atmosfera aici? Fiecare trebuie să stea. Mersi! Dacă vreți să ieșiți prin față, doamnă, prin față, de-aia gardurile puse să mergeți la față. Față, față, toată lumea față! Nu pai să iese pe acolo! Ai mei, au luat-o pe acolo! Ne strică toate astea, de-aia se aglomerează. Înțeleg, dar eu pierd copiii, lasă-mă să mă duc și eu, uite, după fata aia cu culori. Te rog. Știu, știu, mersi. Ai vreo țară? Normal că am vreo țară. Asta era. Mă scuzați, copiii mei au luat-o pe acolo. Da. Dați-mi și mie voie, vă rog. Mersi mult. Ia să vedem cine vine. Trebuie să fie un artist ceva. Ceva artist mare dacă trece pe aici. Ia să vedem cine o fi. Cine este? Nu scrie nimic. Vreau să știu așa. Ți-a plăcut aici la festival? Da. Da? Bă, da, poți să-mi zici și dacă nu ți-a plăcut. În fine. Ava, ție ți-a plăcut aici la festival? Ți-a plăcut, nu? Lasă-mi în pace cu camera aia că prea filmez. Mi-a plăcut, mi-a plăcut. Ți-a plăcut? Ție ți-a plăcut, iubito? Da, iubito. Da? Mie mi-a plăcut? Nu veți afla niciodată, pentru că dacă zic că nu mi-a plăcut, în cazul în care cei care au organizat evenimentul ăsta se gândesc vreodată să-l ia pe Verdini pe scenă, or să zic că nu-l mai iau, că a zis el în vlog că nu i-a plăcut. Păi, dar cine sunt eu să-mi placă mie? Important e că le-a plăcut copiilor, nu? Și dacă mă chemați la festival să urc eu pe scena asta să facem și noi spectacol, mi-a plăcut. Mi-a plăcut și îmi place mult, 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 mult. Ai zis că n-o să aflăm niciodată dacă ți-a plăcut sau nu. Așa este. Halloween-ul a venit peste tine. Vezi că știu karate. Vai de mine dintr-o ședință.